Voluntariatul nu funcționează în Gorj, cel puțin nu pe linie de sistem sanitar, unde medicii gorjeni nu vor să activeze în centrele de vaccinare, nici plătiți. Recent, autoritățile au anunțat deschiderea unor noi centre de vaccinare, dar primarul Marcel Romanescu crede că ideea nu este una strălucită. Nu sunt împotriva acestei inițiative, însă e foarte bine să găsesc soluții să o gestionez corespunzător, da? Sper să nu existe doar soluția de voluntariat, mai ales că vorbim de o perioadă de weekend și din experiența mea cel puțin, din calitatea de primar, n-am văzut foarte multe persoane să vină și să se angajeze la un astfel de proces de vaccinare voluntar. Astăzi, dacă ar funcționa aceste centre în Parcul Central sau la mall, nu avem medici care să-și fi dorit să participe la procesul de vaccinare. Primarul susține că propunerea de a deschide noi centre de vaccinare le va da de furcă celor care au gândit această strategie. E foarte greu ca la nivelul municipiului Târgu Jiu, la nivelul județului Gorj, din experiențele anterioare, dânsul mai nou în funcție, să mergem pe voluntariat. N-am prea avut oferte în perioada anterioară. Mi-e tare frică la momentul acesta să mă pronunț pe ceea ce se va întâmpla în săptămânile următoare, atunci când, din ce înțeleg, din discuția pe care a avut-o Direcția de Sănătate Publică cu domnul prefect, s-ar putea organiza astfel de centre. Le acordăm tot sprijinul, însă avem o experiență nu tocmai fericită de acum 2-3 luni de zile, când ne-am oferit tot sprijinul Direcției de Sănătate Publică și Ministerului Sănătății și ulterior a rămas ca noi să găsim soluții pentru finanțarea medicilor, asistentelor sau registratorilor, să le punem la dispoziție mobilierul necesar și cu tot instrumentarul pe care îl folosesc în acele centre. Eu cred că la Târgu Jiu procesul de vaccinare merge foarte, foarte bine și așa cum se desfășoară el astăzi. În Târgu Jiu sunt deschise în prezent 3 centre de vaccinare.